Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi tocmai s-a terminat a patra săptămână din programul meu de slăbit Otto slăbește sezonul 4. Bine ați venit la cel mai tare vlog de transformare și singurul vlog de transformare corporală live din toată lumea, pentru că aici vedeți toate mesele pe care le-am mâncat în fiecare săptămână. Vom vedea împreună la sfârșitul clipului câte kilograme am reușit să slăbești săptămâna aceasta, dacă am reușit să slăbesc sau dacă am pus ceva pe mine, vom vedea. Eu mă duc acum să mă cântăresc, iar pe voi vă las să vă luați cea mai tare doză de inspirație și de motivație, să vedeți toate mesele pe care le-am mâncat săptămâna aceasta și apoi ne revedem aici cu cântarul și cu concluziile finale ale acestei săptămâni. Neața, neața, este lunea astăzi și începem a patra săptămână de dietă din programul meu de slăbit Otto slăbește, o cafea naturală Iacob și cu o linguriță de miere tot naturală de rapiță. Ok, mi-am făcut aici o farfurie, fraților, pentru dimineață. Până să plec la sală, v-am zis că vreau să mănânc. Este destul de important lucrul acesta pentru a avea multă energie și a trage mai tare la sală. Mi-am pus aici două feliuțe de pâine neagră cu două feliuțe de mușchi. Avem două ouă pe care le-am tăiat pe jumătate, ouă fierte. Aici avem o feliuță de brânză proaspătă de vaci. Am cumpărat-o de la cineva. Am pus puțină sare peste ea. Iar aici avem roșii, din acelea mici, sherry și castravete. Am încercat să pun cât mai multe legume, însă vreau să mai pun și ceapă, însă dacă mă duc la sală peste o oră o să miros toată ceapă pe acolo și nu vreau. Volumul este foarte mare, adică este foarte multă mâncare, vedeți, este o farfurie foarte mare. Avem tot ce ne trebuie, avem și carbohidrați, avem și proteină o grămadă, avem și puține grăsimi și, bineînțeles, avem legume care sunt foarte bune pentru sănătate și foarte slab calorice. Ok, timpul să plecăm la sală, fraților, iar aici mi-am făcut celebrul sirop de pulpă de cătină, concentratul nostru, 100% natural. Mi-am pus așa de un deget și restul am umplut cu apă. Îl voi lua la sală cu mine pentru a mă hidrata și pentru a-mi da energie. Și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat de pe site-ul meu www.miere.ro. Sunteți cei mai tari și sunt sigur că o să apreciați produsele noastre. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. S-a făcut ora 7, am venit de la sală. Ia uitați ce minunăție avem aici. Mai că mai niște cotle din ăsta de porc la cuptor. Mamă, ce moale e. Fraged. Cu sos de roșii, cu usturoi. Ia să vedem cum e. Delicios. Și aici avem cartofi natur. Iar aici avem salată verde cu ceapă verde. Poftă bună, vă doresc tuturor! Cam așa arată porția mea, mi-am pus 3 bucăți de carne, puțin cartofi și o să încerc să mănânc tot bolul ăsta de salată. S-a făcut ora 9 și mi-am luat aici o portocală pe care o să mănânc acum ca pe o gustare, așa, între mese, iar apoi peste vreo oră, două, să coborăm să luăm și ultima masă a zilei, să vedem ce o să mâncăm. S-a făcut ora 11:30 seara și avem aici pentru ultima masă 2 bucăți de cotlet din ăsta, cum am mâncat mai devreme, și un airam. Amândouă sunt bogate în proteină, așa că o să am foarte multă proteină la masă asta și foarte puține calorii. Ok, mi-am luat airamul ăsta sus pentru că e rece ca naiba, am băut ceva din el, dar o să-l beau așa ușor, se mai încălzește. Și aici avem 4 clementine ca desert. Și cu asta închem ziua de astăzi, fraților. Neața, neața, este marți astăzi și mi-am pregătit micul dejun. Avem două fierte, 100 de grame de mușchi și 200 de grame de brânză cottage. Iar aici mi-am făcut o cafea naturală Jacobs, pe care o să îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță. Acesta este micul meu dejun, iar peste câteva ore, cam în două ore, așa o să mă pregătesc de sală. S-a mai terminat un sirop de cătină, așa că m-am dus jos și mi-am luat unul din depozit. Avem aici celebrul sirop de pulpă de cătină cu miere. Este foarte, foarte bun, este premium, este 100% natural și mi-am făcut aici un suc cu apă minerală pentru că o să plec la sală și am nevoie de energie. Mai mult de atât, cătina este foarte bună pentru că ne ajută să fim tineri, ne întinerește și ne mărește nivelul de testosteron natural. Am fost să mai cumpăr etichete, fraților, pentru că ați comandat foarte multe siropuri de pe site-ul nostru www.miere.tv.ro și ia uitați ce avem aici. Ghimbir, merișor, afine,
Apisantil. Asta nu știu dacă e pe site produsul ăsta. Și uitați aici la cătina. Uitați câte etichete de cătina am făcut. Ah, astea sunt de brad. Iar de cătină sunt cele mai multe, pentru că a fost cel mai comandat sirop și vreau să vă mulțumesc tuturor. Și chiar am văzut că mulți ați observat acolo pachetul de 5 siropuri. Aveți o reducere la pachetul de 5 siropuri de 25%. Așa că intră acum pe site și comandă dacă nu ai comandat încă și spune-mi părerea despre siropurile acestea. Am făcut ora 7:30, am venit de la sală, avem aici 3 bucățele de cotlet, niște piure, dar fără unt, absolut deloc, fără grăsime. Și am pus niște sos din ăsta de la cotlet peste. Iar aici avem o salată de varză din ăsta murat. Asta o să mănânc acum. Poftă bună vă doresc tuturor. S-a făcut ora 9:30 și mi-am pus aici 1 kg de dovleac, fraților. Iar asta este a treia linguriță de miere de salcâm pe care o pun. Uitați-vă cât de groasă este mierea asta. Ce greu curge. Asta înseamnă o miere de calitate. Și nu am ținut-o afară să se... să înghețe sau ceva, să se răcească, pur și simplu. Mierea asta stă aici tot timpul, unde sunt 20 ceva de grade în permanență. Uitați cât de șmechere. Apropo, trebuie să mai mi-aduc un borcan de miere de salcând din ăsta de jos, pentru că s-a cam terminat. Astea sunt ultimele lingurițe. Nu am nevoie de proteină acum, am mâncat acum vreo 2 ore aproximativ. Am mâncat destul de multă proteină, așa că o să mănânc dovleacul ăsta. Are puține calorii, într-adevăr este cam mult aici, cred că este 1 kg. Sunt vreo 300 de calorii, plus 3 lingurițe de miere în 100 de calorii, în jur de 400 de calorii avem aici. S-a făcut ora 12 noaptea, vreau să mai mănânc ceva, dar nu prea mai pot, așa că o să mănânc un baton din ăsta cu proteine. Este foarte, foarte bun, este dulce, este mai bun decât un Snickers, o să spun. Și uitați ce valori bune are. Are 204 calorii, are 8,8 grame de grăsimi, între care 3,6 saturate. Carbohidrații are 16 grame, între care un singur gram, un gram jumate de zahăr. Fibre 2,9 grame și proteine 20. Bună dimineața! Începem ziua tot cu o cafea, îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. De ce vă arăt și cafelele pe care le beau dimineața? Pentru că acestea au calorii, deoarece folosesc miere. Mai beau și ceaiuri pe care le îndulcesc, apă și așa mai departe. Acestea nu vi le arăt pentru că nu au calorii. Deci vă arăt absolut toate caloriile pe care consum, fie că sunt în cafele, în ceaiuri sau în sucuri, că ați văzut mai beau și sucuri cu cătina. Și acele au calorii. S-a făcut ora 2, într-o oră mă pregătesc să plec la sală și am văzut că mai e o porție din asta de spanac în frigider, așa că mi-am încălzit-o. Ia uitați, cu carne din asta de porc afumată, muș din asta super, super șmecher, multe legume avem aici. Spanacul este foarte bun pentru dietă, avem și ou și o să mănânc totul cu un colț din asta de pâine de casă. Poftă bună tuturor! S-a făcut ora 3, mi-am făcut aici siropul meu de cătină, energizantul perfect înainte de orice antrenament, din pulpă de cătină cu miere. Este foarte, foarte bun pentru energie, pentru forță, îți ridică nivelul de testosteron natural și te ajută să întinerești. Este un elixir al tinereții, fraților. De asemenea, cătina are vitamina C de până la 10 ori mai mult decât portocalele, așa că este foarte bun și pentru anul timpul rece, pentru că ne ține departe de răceli. Am plecat la sală, fraților, și avem aici o sticluță de cătină 100% naturală, premium, aceasta făcută de noi. Dacă vreți și voi să comandați, puteți să intrați pe site-ul nostru www.mieretv.ro, pentru că aici găsiți cele mai bune produse, cele mai proaspete siropuri, le facem în fiecare săptămână, special pentru voi. Și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat deja și care ne lăuda și apreciați produsele noastre. Asta ne dă putere să continuăm și să fim din ce în ce mai buni. Ia uitați și minunăția avem aici. Ciolan cu varză la cuptor. O să-mi aleg din ciolanul ăsta ceva așa mai subțirel, mai puțină grăsime. Și o să facem o porție și o să vă arăt imediat. Și aici avem o mămăligă. Ia uitați și mămăliga. Hai să facem porția. Ok, mi-am pus aici mămăligă, mi-am pus și varză și o bucată foarte, foarte mare de ciolan. E cam greu să aleg grăsimea, am pus-o așa, am tăiat-o. O să vedem dacă pot să mă aleg din grăsimea asta. Dar aici sub e mai multă carne.
imensă bucata asta de ciorbă. Hai să avem poftă că mi s-a făcut foame, s-a făcut ora 6:30. E fantastic de bună mâncarea asta, îmi place foarte mult. Mâncare tradițională, fraților, într-adevăr e cam grasă, dar asta e. În schimb, varza are puține calorii, dar ciolanul ăsta are multă grăsime. Oricum, dacă arde multe calorii și la greutatea mea, se poate slăbi și cu puțină grăsime. Chiar dacă sunt grăsimi saturate și nu sunt din acelea nesaturate, cum recomandă toți nutriționiștii, mie îmi place foarte mult mâncarea tradițională, mâncarea gătită și grăsimea, așa că mai scapă din când în când și puțină grăsime. Dacă vreți să slăbiți numai cu mâncăruri din astea care vi le recomandă nutriționiștii, puteți să încercați și așa. Însă suntem români și trebuie să mâncăm și mâncare românească. Gata, mi-am făcut de cap. Acum o să mai mănânc o jumătate. O să-mi iau la mine sus o jumătate din pomelul ăsta imens. Și cred că nu o să mai mănânc în seara asta, să vedem. Toată bucata asta de aici am pus-o la loc pentru că are prea multă grăsime. Hai să vedem cum arată pomelul ăsta. Hai că arată bine. Să-l gustăm un pic să vedem. Hai să vedem. Da, pare suculent. E bun. S-a făcut ora 11 seara și mi-am pus aici două bucăți din astea de cotlet. Au rămas de ieri. Am făcut la tavă așa cu sos. Este carne slabă, nu caciolanul ăla. Și o felie de mămăligă. Sosul ăsta e foarte bun, e cu usturoi, cu sos de roșii. Îmi place foarte, foarte mult. Bună dimineața, începem ziua cu o cafea îndulcită cu o linguriță din asta de miere de rapiță. Ia uitați ce fain se face și este extraordinară. Este mult mai bună decât zahărul și decât îndulcitorii artificiali. Bine, dacă vreți să vă gândiți la sănătate, dacă nu, nu. Dar eu vreau să am grijă și de sănătate, nu mai de dietă și să slăbesc. Și bineînțeles de masa musculară. De aceea este transformare și de aceea este mai greu de realizat. S-a făcut ora 1:30 și înainte să plec la sală vreau să mănânc ceva. Avem aici două feliuțe de pâine prăjită, din aceea neagră de la Velpitar, câte o feliuță de cașcaval împăturită în două și două feliuțe de, cum se numește asta, muș țigănesc. N-am mai găsit muș file, vedeți, are un pic de grăsime, asta e un pic mai gras, dar asta e, n-am mai avut la Lidl, o să mă duc și astăzi să mai caut. Iar aici avem o brânză cottage. Avem foarte multă proteină, avem și câteva calorii, dar o să ne asigure forța la sală, să nu mai fim leșinați pe acolo, să putem trage mai tare. Și bineînțeles, avem nevoie de minim 3-4 serviri de proteină, chiar 5 pe zi, dar eu nu pot să mănânc 5 mese, pentru că altfel calorile mele ar sări în aer. Ar trebui să mănânc mese foarte mici și nu pot să mănânc chiar așa. În schimb, încerc să mănânc câte 3 mese cu proteină, 3 mese normale și să mai avem încă 2 gustări. A fost foarte bun, păcat că n-au avut și niște legume, dar asta e, chiar nu mai am nicio legumă pe aici prin casă, nu mai am roșii, nu mai am castraveți, ceapă, na, nu mănânc, nu se plec la sală. Asta voiam să zic, că și legumele sunt foarte importante, dar dacă nu am avut, asta e. În schimb, voi, dacă aveți, să vă tăiați roșii, să vă tăiați castraveți, pentru că merg de minune cu masa asta. Ok, energizantul este gata, sunt pregătit de sală, o să mă duc să fac și puțin cardio, să încerc să merg o jumătate de oră prin parc, să încercăm să slăbim mai mult săptămâna aceasta, să vedem dacă putem. S-a făcut ora 6:30, am venit de la sală, mi-am pus aici niște varză din asta la cuptor, făcută de ieri, de maică mea, mi-am pus și puțin ciolan, mai puțin decât ieri, am încercat să-i scot grăsimea din el, se poate. Uitați, am pus aici grăsimea la o parte, nu la o parte. Are foarte multă grăsime. Bine, să mai scurzi din grăsimea asta și în varză. Iar lângă avem niște piure. Mi-a adus mătușica mea niște piure, mi-a adus și cărnat, dar nu vreau să mănânc cărnat. Asta avem în casă, asta mâncăm, fraților, mâncare românească, n-avem ce face. Dacă n-ați încercat combinația asta de varză cu piure, chiar să încercați. Știu că multă lume n-a încercat așa ceva. Habar nu are cât de bună este combinația asta. Am terminat, a fost foarte, foarte bun. Iar acum o să mănânc niște dovleac din ăsta copt, tot de la mătușica mea. Avem și noi dovleac copt, dar vreau să încerc, ne-a adus și ea. Ne-a adus două bucăți. Să vedem care e mai bun. Deci nu uitați să mâncați cât mai multe fructe și legume, pentru că sunt extraordinar de bune, au puține calorii și ne ajută să slăbim. S-a făcut ora 8 și acum voi mânca două clementine din astea. Mi-am luat mai multe de jos, dar voi mânca decât două momentan. Mai încolo vreau să mai mănânc ceva cu proteină
și probabil că o să le terminăm și pe cele. S-a făcut ora 12 noaptea și avem aici o mâncărică din asta de fasole verde cu mult carne, mult piept de pui. Uitați aici. O grămadă de cărniță avem, o să mănânc fără pâine. Abia aștept să mănânc pentru că mi s-a făcut foame și chiar îmi place foarte mult și mâncarea asta gătită. Știți că eu prefer mâncarea gătită, dar mai mănânc și alte lucruri. Mâine am văzut că a pus maica mea la muia niște fasole, să-mi facă o ciorbă de fasole boabe. Hai mă bag să mănânc, mi-e foame, poftă bună vă doresc tuturor și somn ușor, ne vedem mâine. Bună dimineața! Wow, ce soare este afară astăzi, fraților! Mi-am făcut o cafea aici, Jacobs, și o să pun o linguriță din asta mare de miere. Și asta îmi va da energie și mă va trezi așa cum trebuie. Înainte spre la sală am aici două fierte, două tari și o brânză cottage. O să mănânc fără pâine, o grămadă de proteine și câteva grăsimi de la ouă. Și este o masă foarte bună și foarte rapidă. Am mai luat o gustare de proteine, acest baton de proteine. Din nou l-am comandat, pentru că am vrut să vă pun mie. Așa are 200 de calorii și 20 de grame de proteină. Hai să vedem că am venit de la sală, ora 6:30. Ia uite așa, le-am aici la cuptor, nebunie, cartofi, ciuperci, pulpițe, cu usturoi așa. E un miros aici de nebunești. Și aici a făcut maică-mea o ciorbă, ia să vedem, de fasole. Am văzut aseară că avea fasole la muiat. Cu ce ai făcut-o? Tot cu ciolan? Să vedem aici, să arătăm. Foarte bună fasole, are și ea proteină, multe legume. Ciolanul ăsta e cam nasol, n-a care grăsime, dar alegem bucățile astea așa, mai puțină grăsime. Băi, dar chiar nu prea mai pus carne, ia să mai pun o bucată. Am văzut să iei aici o mai șmecheră, fără grăsime deloc. A, mi-a scăpat, acum nu mai găsesc. Unde ești, mă? Uite aici, o bucățică așa mai... Mâncăm ciorbiță și mai încolo mâncăm și felul 2. Ok, cam așa arată ciorbița. O să mănânc fără pâine. Ia asta să-mi găsesc o bucată mai grasă. Bucățica asta o să o scoatem pe grăsime. Ia uite cât morcov e acolo. Ia uite, mă, nu pot să scot asta. Așa. Și mai încolo o să venim, am zis, să mănânc și felul 2. Mi-a făcut mai aici o salată foarte mare de varză cu piper. Și la cuptor v-am arătat, sunt pulpițele cu cartofi și cu ciuperci. Dar o să venim peste câteva ore, pentru că e suficientă ciorbița asta momentan. Avem aici o suficientă proteină. Avem și multe lichide, multe legume. Exact ceea ce ne trebuie. Chestii slabe în calorii. Ca desert avem două banane, a fost foarte bună ciorba. Acum vom merge sus să savurăm bananele și să ne uităm la ceva. S-a făcut ora 9, cam așa arată farfuria mea. Mi-am pus 3 pulpe, câțiva cartofi, câteva ciuperci. Aici avem salata de varză. Ne băgăm să mâncăm acum și mai încolo, nu știu, cred că o să mai mănânc un baton proteic sau ceva. Am aici o mică gustare dintr-un măr galben. Am încercat să mănânc multe fructe și legume săptămâna asta și cred că am reușit. Sper să slăbesc ceva, să vedem. Ok, fraților, a venit momentul adevărului. Haideți să punem cântarul ăsta aici, pe pătrățică, și să vedem câte kilograme am. Hai mă, pornește. 113,5. Super, super bine. Mam, au dat roade toate exercițiile care le-am făcut și tot efortul de pus săptămâna aceasta. Să mai punem o dată să vedem. 113,2. Și încă o dată. Luăm în considerare a treia cântărire, da? No, 113,2. Asta e. 113,2. Ai tu să mai luăm o dată. Da. Foarte mult am scăzut astăzi. Da, luăm în considerare 113,2. Foarte mult am scăzut săptămâna asta până la 4, pentru că am început să fac și cardio, am mers pe jos, am făcut și bicicletă și a dat roade. Ok, fraților, am trecut aici 113,2 kg. Sunt super fericit. Am slăbit 1,2 kg față de săptămâna trecută și în total sunt aproape 8 kg. Extraordinar, 8 kg fără 200 de grame. Este extraordinar. Am slăbit aproape 8 kg în prima lună.
Fraților, este extraordinar, sunt super, super fericit și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că și datorită vouă am reușit să slăbesc atât de mult. Voi m-ați motivat, voi mi-ați dat putere să trag mai tare săptămâna aceasta, pentru că în afară de cele 5 antrenamente de greutăți, de luni până vineri, am mai avut și antrenamente cardio. Am avut într-o zi, de exemplu, miercuri, mi se pare, am făcut 20 de minute pe bicicletă, joi și vineri am mers câte o oră pe jos, am mers prin parc, mi-am luat ghiozdanul în spate, m-am înfofolit bine, mi-am luat tot felul de... m-am îmbrăcat foarte bine să nu răcesc și a fost foarte, foarte solicitant, am transpirat foarte mult. Am încercat să mănânc ce trebuie, ați văzut, am mâncat cât mai multe fructe și legume, am mâncat și mâncare gătită pentru că nu se poate fără mâncare gătită, este foarte bună, foarte sănătoasă și mi-e place foarte mult și vreau să vă încurajez pe toți, dacă vreți să începeți o perioadă de slăbit sau transformare live, începeți, fraților, apucați-vă de treabă pentru că este foarte bine, este foarte sănătos și trebuie să facem o schimbare în viața noastră, trebuie să fim mai sănătoși, adică să mâncăm mai bine, să facem mișcare, să facem sport, orice tip de sport, nu contează. Vă încurajez să faceți orice vă place vouă, dacă vă place să notați, dacă vă place să mergeți cu bicicleta, să mergeți pe munte, să alergați, să jucați fotbal, absolut orice sport este extraordinar de bun. De asemenea, vă încurajez să mâncați mai sănătos, să mâncați cât mai multe fructe sau legume, fie că sunt fierte, fie că sunt la cuptor, pe grătar, crude, în salate, nu contează, efectiv nu contează, pentru că acestea ne ajută să fim mai sănătoși, au foarte multe vitamine minerale și au foarte puține calorii, de asemenea ne ajută și pentru a slăbi și pentru a face o transformare. Mai avem mult până să ajung eu la 96 de kg, așa cum îmi doresc ca să fie 50 de kg slăbite, așa că sfatul meu este să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu rata clipurile următoare, mai ales dacă sunteți curios să vedeți ceea ce mănânc în fiecare săptămână, sunteți curios să vedeți cum o să parcurgă progresul meu cu slăbitul, câte kilograme o să am în fiecare săptămână și bineînțeles dacă vreți să mă susțineți trebuie neapărat să lăsați un like și un comentariu pentru că pe mine mă ajută foarte mult, iar dacă vreți să mă susțineți financiar puteți să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro pentru că acolo găsiți cele mai șmechere produse apicole din țară la prețuri foarte, foarte bune, sunt zeci de reduceri, plus de asta aveți suplimentar la fiecare comandă încă 10%. Ursul vostru vă salută, până data viitoare nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!